De pe băncile școlii, direct în rândul șomerilor, este traseul pe care îl urmează o parte dintre absolvenții de liceu prahoveni. La nivel județean în luna octombrie, în evidențele AJOFM Prahova, erau 15.517 șomeri, dintre care 6.132 indemnizați. 4.873 dintre aceștia provin din câmpul muncii, iar restul de 1.259 fiind tineri absolvenți. Fie că nu au trecut de bacalaureat, fie că au promovat examenul maturității, dar nu au intrat la facultate și nici nu și-au găsit un job, absolvenții s-au înghețuit să solicite ajutorul bănesc oferit de stat. Astfel, de la cele aproximativ 60 de dosare depuse de absolvenți în lunile iunie și iulie, Numărul a crescut vertiginos la 371 în august și 495 în septembrie. În mai puțin de o lună, numărul dosarelor a ajuns însă la 1259. Comparativ, situația este totuși mai bună față de cea de anul trecut, când statistica șomerilor proveniți din rândul absolvenților indica în Prahova 571 de persoane în august, 945 de persoane în septembrie și 1959 în octombrie. Absolvenții din promoția 2014 care beneficiază de indemnizația de șomaj primesc 250 de lei lunar timp de jumătate de an.